Bogdan, dragule. Eu, da, mulțumesc frumos. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare zi de vineri vă anunțăm cele mai tare evenimente de weekend. Astăzi dăm o fugă la Sibiu, la un festival de operă. Apoi ne oprim la Brașov pentru un film în aer liber. Și trecem și pe la munte, trecem chiar de munți și ajungem la Siriu, la un festival pe apă. Încheiem tot periplul la București, unde vă dăm întâlnire cu celebra artistă LP sau la cinema. Să le luăm pe rând, să descoperim împreună cele mai importante evenimente de weekendul ăsta. Vreau să încep cu o plimbare drăguță până la Sibiu. Acolo, până pe 26 septembrie, duminică, în Piața Mare, vă așteaptă Sibiu Opera Festival. Vedeta jazzului Teodora Enache și unul dintre cei mai importanți actori români contemporani, Marcel Iureș, sunt invitații speciali ai festivalului. Încă ceva, intrarea este liberă. Din Sibiu mergem repede pe jos la Brașov, pentru că acolo ne așteaptă un cinema în aer liber, în Piața Sfatului. Proiecțiile încep la ora 20, iar intrarea este liberă. Însă trebuie să vă grăbiți puțin, pentru că sunt doar 200 de locuri disponibile. Nu foarte departe de Brașov, în drum spre Buzău, ne putem bucura de un super eveniment chiar pe lacul Siriu. Paddle Fest se întâmplă acum în weekend și este primul festival de la noi dedicat stand-up paddle. Puteți învăța de la profesioniști cum se stă corect pe un paddleboard. Nu e ușor, dar nici foarte greu. Am încercat. Puteți lua parte la concursuri cu premii și plimbări cu hidrobicicleta și, de ce nu, și cu caiacul. Nu lipsește nici distracția de după, muzică de party asigurată de DJ români avem acolo. De la Buzău ne întoarcem în București pentru marele concert de duminică, 26 septembrie. LP, artista care a devenit celebră cu hitul Lost on You, va cânta la arenele romane. Evenimentul era inițial programat pentru anul trecut, dar pandemia l-a mutat anul acesta. Accesul se face doar pe baza certificatului verde electronic, iar biletele costă între 150 și 240 de lei. Ne-am plimbat prin toată țara. Acum ne oprim la cinematograf, pentru că de astăzi filmul Otto Barbarul poate fi văzut în cinematografele din toată țara. Povestea lui Otto, un puș de 17 ani care suferă de depresie, atrage atenția asupra problemelor emoționale cu care se confruntă tot mai mulți adolescenți. Despre această producție cinematografică deja premiată, discutăm cu regizorul Ruxandra Ghițescu și cu actrița Ioana Flora. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Mă bucur să vă am aici în platou și hai să povestim puțin mai multe despre film. Mai exact, care este povestea acestui film? Povestea este a lui Otto Barbaru, care se confruntă cu pierderea prietenei lui și încearcă din răsputeri să scape vidului ăstuia care se creează cu această pierdere. Un moment dificil pentru un adolescent de 17 ani. Depresia este un subiect destul de greu de abordat, îmi imaginez, ca actor, de exemplu, să joci într-o producție pe subiectul ăsta. Nu știu, de exemplu, ai experimentat vreodată depresia? Te-a ajutat în vreun nu, fel? Nu, eu personal am avut norocul ăsta să nu o experimentez personal, dar, într-adevăr, tot ce înseamnă diagnostic e foarte greu de găsit ca și joc, dacă joci un personaj ca ăsta. Și atunci trebuie să te iei după niște, să zicem, simptome, niște lucruri care se văd în exterior și așa. Nici în film nu am jucat acest lucru. Am jucat-o, uite, chiar se vede acum, pe mama fetei. Parte din poveste. Oricum, depresia cumva afectează și familia, nu doar persoana în cauză și nu ajunge doar ușor la cei din jur, în situații de genul ăsta. Ca adult, e ușor să te pui în pielea adolescenților, să le înțelegi problemele? Asta a fost marele challenge al proiectului. Na, având în vedere că filmul filmul abordează adolescența într-o zonă mai acută a acesteia, a fost o plăcere pentru mine să lucrez alături de echipa mea, de tinerii care îi joacă pe tineri. Am fost înconjurată de ei și cumva totul s-a tras de acolo, din experiența lor directă. Nu este o experiență intermediată de privirea mea de om matur, decât în ceea ce înseamnă adresare cinematografică. Trăirile, vorbele și cum se reprezintă ea în film este în mare parte inspirată din cei care au fost alături de mine, din Marc Pitieni, Ana Radu, băieții de la Cardinal, Octavian Albu. Ai zis despre tinerii care joacă în producție și sunt curios dacă știi dacă cei care au interpretat personajele principale au trăit
depresia pe pielea lor, au povești de genul ăsta? Măi, depresia este foarte greu de diagnosticat și nici nu este diagnosticată în cele mai multe cazuri. Adolescența este o vârstă foarte fragilă și cumva cred că fiecare dintre noi am trăit-o altfel, cumva. O trăim foarte greu, este perioada în care ne creăm noile personalități în afara familiei, în afara ceea ce ne-a conturat ca și copii, știi, devenim adulți. Cu toții am exorcizat niște demoni interiori în cadrul acestui film. A fost un proces îndelungat, a fost un proces în care s-au adăugat numai oameni care au fost interesați de temă și au pus foarte mult suflet. Pentru că am văzut câteva cadre și mi-am dat seama că joacă foarte bine, de asta te și întrebam, de tânăra generație de actori, joacă foarte bine situațiile astea, pare că s-au întâlnit cu ele în realitate, deci și întrebarea mea de mai devreme. Odată cu filmul, lansați și o campanie, despre ce este vorba? Deci filmul intră astăzi în cinematografe, 24 septembrie, și o să ruleze în marile orașe și ne bucurăm foarte mult că alături de filmul nostru, cei de la Depre Hub au lansat această campanie Nu da doar cu SIN, în care deschidem dialogul despre problemele vârstei. Este o campanie, cred că mai degrabă, îndreptată spre adulți. Cei de la Depre Hub au niște linii telefonice deschise non-stop pentru consiliere. Se dorește dialogul între generații, un dialog între adulți, adolescenți, cadre didactice, psihologi. Sunt mai multe filmulețe care s-au făcut în cadrul acestei campanii, pornind de la extrase din film și urmate de dialoguri mediate de Iolanda Crețescu, psiholog, cu diverse personalități. Vă urăm multă baftă, succes cu filmul. Mulțumim frumos că ați venit astăzi aici.